s-a dovedit că ceea ce am spus eu este adevărat. Și nu vreau să mai intru în polemică. Vă mulțumesc. Na, cu plăcere. Ești. Și punem la vot. Da, o secundă, o secundă. Cele 9 miliarde pentru servicii culturale, cum le vedeți? Domnule primar, rectificarea bugetului local nu a trecut de votul consilierilor, celelalte două proiecte nu au putut fi aprobate din lipsă de consilieri. Cum comentați? Haideți să începem cu cel de-al doilea proiect, legat de proiectele acelea cu însărcinarea mea sau împuternicirea mea pentru a semna drept de servitute pentru terenul fostei grădina Casei de Cultură Ine Roman, pe care intenționăm să depunem un proiect de 5 milioane de euro pentru reabilitarea Casei de Cultură, extindere și dotare, modernizare și dotare. Pentru acel proiect, știți că am mai încercat și luna trecută, la fel nu s-a întrunit quorum, deci nu au venit consilierii. Norocul nostru că s-a prelungit sesiunea de depunere până la 1 octombrie, am reluat această procedură de realizare a acestui proiect și a documentației necesare. La fel aveam nevoie de împuternicirea Consiliului Local pentru a semna acest drept de servitute cu proprietarii, mă rog, că așa a ajuns Casa de Cultură și Cultura Megidia, vândută la persoane fizice, și acum să ne predea nouă unități administrative în vederea realizării acestei investiții. Dorim să o reabilităm, să o modernizăm, să extindem spre fosta grădină de vară, care acum, am spus, e privată, e vândută de foștii primari, și să reconstruim o altă casă de cultură modernă, demnă, civilizată pentru municipiul Megidia. Pentru municipiul și, bineînțeles, oarecum să schimbăm și denumirea în centru multicultural Megidia. Însă și acest proiect este picat. Uitați, în afară, așa va arăta, deși nu știu ca timp, dacă ne mai permitem, până pe data de 1 octombrie, la ora 14 sau 16, când se închide sesiunea. Acum depinde dacă domnii consilieri au sentimente, nu sentimente, că n-au sentimente, măcar, cum să spun, frică, că nu se mai poate cu sentimente și cu decență și cu bun simț, frică de cetățeni, pentru că îi vor întâlni pe stradă și faptul că au blocat acest proiect. L-au blocat luna trecută, prin neparticipare, l-au blocat și acum prin neparticipare. Da, și să continuăm. Celălalt proiect de rectificare bugetară era, de fapt, o introducere în bugetul local a unei sume de 9,7 milioane de lei, 97 de miliarde de lei vechi. De unde sunt bani? Sumă pe care am obținut-o prin demersuri complicate, grele, deloc ușoare, să spun așa, să o primim de la guvern. Este vorba de o sumă de echilibrare a bugetului. La începutul anului ne-am construit bugetul pe ce estimam noi anul 2018. Între timp au venit două hotărâri judecătorești, ce ne-au obligat să plătim 30 de miliarde de lei datorii din perioada 2005-2015, pe care, conform legii, hotărârile judecătorești sunt prioritare și obligatoriu de aplicat. În acel moment am fost obligați să luăm bani de unde? Și am luat de la copii de 18 ani, de la tineri căsătoriți, de la nunta de argint, de la nunta de aur, de la transportul elevilor, de la sport, tocmai pentru a plăti acele datorii lăsate de mulți dintre actualii consilieri locali. A venit momentul, prin demersuri și, cum am spus mai devreme, munca asiduă, să primim această sumă, ce cuprindea și ce beneficiari ar fi fost, cum am spus așa, cei de drept, cărora le-am luat cu durere în suflet acea sumă de bani, cu obligația mea și angajamentul meu ferm, că voi aduce această sumă în buget și le voi aloca aceste drepturi. Am făcut, așa cum am spus, m-am ținut de cuvânt, am reușit și am adus această sumă. Banii aceștia s-ar fi dus în felul următor. 30 de miliarde de lei vechi către Spitalul Municipal Medgidia. Se duceau pentru dotarea unui cabinet de cardiologie. Pentru prima dată, Spitalul Municipal Medgidia are un cardiolog. Din 1967 și până azi nu a avut un cardiolog. Am reușit, am angajat un cardiolog, dar trebuie să și dotăm acel cabinet. Se duceau către acest cabinet o sumă de aproape 4 miliarde, 3 miliarde și ceva de lei. Am alocat către
dotarea serviciului de urgență din cadrul Spitalului Medgidia. Sunt multe nevoi acolo, foarte multe nevoi. Și vroiam să acoperim aceste nevoi dotând acea secție. Se duceau către voucherele de vacanță la cei peste 400 de angajați ai Spitalului Municipal Medgidia, care nu au primit până în acest moment vouchere de vacanță. Se duceau către arierate datorii pe care tot actualii consilieri, o parte dintre actualii consilieri, le-au lăsat la Spitalul Municipal Medgidia. Peste 10 miliarde de lei se duceau la datorii. Peste 5 miliarde de lei se duceau la plata medicamentelor, în așa fel încât toți pacienții care ajung la Spitalul Municipal Medgidia să nu mai scoată un leuț cu adevărat din buzunar. Sportul la ora aceasta e blocat. Toate acele 11 secții de sport nu mai pot funcționa. Acolo este o sumă fixă de 25 de lei de sportivi, iar sportivul își alege unde să mănânce, ce să mănânce și când să mănânce. Se alocau, bineînțeles, și sumele restante, cum am spus, către categoriile sociale cărora le-am inițiat un proiect de hotărâre și am și adoptat alocarea unor sume. La 18 ani pentru tineri, pentru majori, la căsătorie, la cununia civilă, 1500 de lei, la nunta de argint, 500 de lei, la nunta de aur, 1000 de lei. Deci toate aceste lucruri pe care eu le-am enumerat aici sunt blocate pentru că 13 consilieri la un moment dat au inițiat, au supus Consiliului Local și au și aprobat proiecte care vizau vânzarea Medgidiei și atunci. Și acum, probabil, este lovitura de măiestrie pe care știu să o facă, blocând toată activitatea. Cum am spus, sănătatea e blocată. Sportul e blocat. Problemele sociale sunt blocate. Toate sunt blocate în acest moment, pentru că domnii consilieri nu vor să aprobe sau vor să împartă ei. În primul rând, domnii consilieri să aducă banii în Medgidia și după aceea să împartă. Nu împart munca mea. Munca mea o împart eu după cum consider eu că sunt nevoile în orașul ăsta. Eu sunt în contact permanent cu toți oamenii, cu toate categoriile sociale, cu toate instituțiile. Bineînțeles, pot să am uitat, dar o să vă spun că și societatea Apollo Ecoterm primea o sumă de 11 miliarde de lei. Este într-un declin, la fel, din perioada trecută, cu datorii de peste 64 de miliarde de lei, tocmai pentru a-i continua activitatea. Deci, cum spuneam, și dezvoltarea, și sportul, și cultura, și latura socială, și totul este blocat în acest moment din cauza unor sume pe care eu le-am adus în Consiliul Local, în primăria Medgidia. Sunt convins că la spital, cei cu vouchere de vacanță, sunt și peneliști acolo, sunt și pesediști, sunt și oameni care l-au votat pe Budnaru Marian. Cum se simte acum reprezentanții în Consiliul Local când reprezentanții lor blochează alocarea acestei sume? Sunt convins că la clubul sportiv sunt și copii ale peneliștilor, ale pesediștilor, ale nu știu ce structuri politice. Eu zic că cel mai bine ar fi peneliști să-și ia consilierii cu bățul, să-i aducă în consiliu și să-i țină cu mâna sus. Pesediștii la fel, pentru că așa cum am spus, sunt și pesediști la spital, și peneliști, și mepemiști, și udemeriști și de toate. Sunt și la clubul sportiv, probabil că sunt și peneliști și pesediști care au împlinit 18 ani și n-au primit banii, tot din cauza lor, cum spuneam, pentru că trebuia să le plătesc datoriile vechi. Cred că s-au cununat și câțiva peneliști între timp, care acum ar fi primit banii. S-au cununat și, mă rog, s-au împlinit vârsta nunții de argint și câțiva oameni care l-au votat și pe Budnaru Marian. Și cred că ar trebui luați cu arcanul de către beneficiari să-i aducă în Consiliul Local și să dea drumul la acest proiect. Asta este complexitatea administrației publice locale. Oricât ar munci un primar, orice ar face un primar, uitați cu ce te confrunți la un moment dat. Cineva poate, și pentru că poate, și face acest lucru. Își bate joc. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abține? Da. Nu.